Monica, nebunie, sei pazzo, sei molto pazzo. Ma mia, ti voglio bene per questa pazzesca. Adina, păi niți artiști de 30 de ani nu improvizează când improvizează ea și eu știam piesa asta, dar cu improvizația asta mai da gata. Aș fi vrut ca una dintre voi să faceți o greșeală. Pentru că mi-era mai ușor. Trebuie să fac o alegere. Al diferite melodiile, nu știu cum alege. This is hard. Yes. I love the both of them. V-a plăcut Monica? V-a plăcut Adina? Aici e problema. Aici e marea problemă. Am, zi-mi... Depinde ce vrei. Le vreau pe amândouă. N-ai cum. Dar ce-o fi în sufletul Adinei? N-am. Cum să nu poți? Ce vrei în echipa ta? Sensibilitate sau forță? Pe ambele. Că amândouă sunt și sensibile. Și forțate. Și Adina are forță. Eu știu ce spun. Nu e doar sensibilă, atenție. Uitați-vă la, sunt două surori diferite. Oficial vă spun că vă bate inima în ceafă. Și nu sunt medic. Oftatul meu poate să fie de 20 de minute, pentru că nu știu ce să spun. Monica și Diana sunt două forțe ale naturii. Ce moment cu băiatul ăsta, incredibil. Nu, n-am cum să aleg. Veniți în coace amândouă. Bine cu ea. Bine cu ea. Ce imposibil e per me prendere... Mi-e imposibil să vă iau până pas sau pe alta. Adică mi-e imposibil să mă despart de una sau de alta. Să decidă. Deși ar mai fi o variantă. Suntem din nou la X Factor. Ultima și cea mai importantă etapă a bootcamp-ului. Duelurile. Înainte de pauză, Monica Sanino și Adina Răducan au urcat pe scenă și au cântat.
A venit apoi rândul lui Horia să decidă care dintre cele două merge mai departe. O decizie greu de luat chiar și pentru el. Dacă nu, aproape imposibilă. Gândește-te ce vrei să ai, efectiv mai mult. E ca și când nu poți să mergi și cu... E ca și când ești bolnav și trebuie să alegi între sare și ceva. La ce renunți? Știi că trebuie să te duci într-o competiție. Nu mai ai voie dulce sau nu mai ai voie sărat. Una din ele. Amândouă sunt nasoale, nu poți să trăiești fără niciuna. Dar la una trebuie să renunți. Care face mai mult bine sau care face mai mult rău? Înțelegi? Trebuie să iei o decizie. De parcă ne tăiem... Fiecare trecem prin chestia asta. Cum ar fi să-i lași pe aia la sfârșit? Crezi că mie mi-e ușor sau ei e ușor? Mă felicit că v-ați descurcat mai bine decât mine. Uite-te ce ai nevoie și ce, da, ce faci. Și tu știi mai ce mai urmează. Dar știi foarte știi bine ce decizie vrei și să iei. Ce mai urmează. Nu știu, decideți-vă. Răzvan. Să mai stai să te gândești. Da, am cum să aleg. Da, Iorea. Ti prego. Fili, dă și mie casca. Dă-mi casca. Fico, parlam cu producătorul. Nici publicul n-a zis nimic, nici publicul n-a zis. A zis la unul. A zis, dacă era cu una, era un ajutor. Ce fac? Îi las? Producătorii au spus așa: le iau pe fete, le duc cu mine în spate, dar până la finalul duelurilor. La finalul duelurilor, toate duelurile trebuie să te hotărăști. Da. Mai sunt Denis cu Diana. Dar la tot trei locuri. Deci locurile tale sunt trei. Tu te gândești până când se termină toate astea. Dar trebuie să ai trei locuri în gale. Atât, trei locuri. Ok. Da. Vai con Răzvan și Dani. De ce te îndărătă Răzvan? Vom decide după duelul cu Diana și Denis. Deci că se decide după duelul de... Am mai luat timp de gândire, n-am mai făcut asta niciodată. He's confused, yeah? You confuse him. She's confused him. So... It's okay. Adevărul e că e ciudată... În duelul ăsta tu ai combinat, știi, până la urmă, că și eu m-am gândit. Eu așteptam ca una dintre ele să greșească, eu așteptam ca cineva să facă un pas greșit. Mergem mai departe, hai. Horia a reușit să mai fure un pic de timp de...